Azi, pe data de 5 februarie, tot la Rabelian, satul Cornești, raionul Ungheni, ne-au venit lupii la turma de oi pe deal, stătea ciobanul cu dânsele și au venit 3 lupi și au făcut iarăși ravagii, au format oile, majoritatea sunt toate moarte, avem numai 2 rănite care stau și ele pe moarte, dar acestea care le vedeți toate sunt moarte, strânse de pe dealuri, de pe drum. Oile care erau vii au fugit singuri spre casă și au ajuns. Am sunat la 112, au venit autoritățile și nu știu, așteptăm să vedem că dacă va fi chiar ca la prima oară, nu știu ce vom face. Gata, asta e tot și putem să vedem, creștem animale pentru lupi. Lupii au dat buzna în satul Cornești. Mergând cu oaia înainte, la 10 metri, lupul din urma mea. Mai nu m-a mâncat și pe mine. Au năpustit asupra calului, fiul era cu căruța, calul sărea în 2 picioare, lupii stăteau la picioarele calului. Asta e din scris și spaimă și frică am tras iarăși. Ziua Ananiaza Mare, la ora 1 ziua, s-a întâmplat la Sângerianu, pe coasta Tăbălăii, în satul Cornești, raionul Ungheni.